Noua ediție de campionat a Ligii a 5 a debutat cu o medie de peste 5 goluri marcate per meci. Scorul zilei a fost realizat de Sporting Siminicea, care a câștigat pe terenul din Adâncata în fața celor de la Carpatic, cu 2 la 9. În celelalte meciuri din seria 1 s-au înregistrat următoarele rezultate. Cetatea Baia, Sporting Bunești, 8 la 2. Stejarii Dragomirnei, viitorul Hânțești, 2 la 2. Viitorul Fălticeni, Bucovina Dărmănești, 2 la 5. Viitorul Fărăști, Unirea Salcea, 2 la 3. Și viitorul Vadu Moldovei, Voința

În seria a doua, performerele etapei inaugurale au fost nou înființata Forest pătrăuți și campioana în titră la Rix Dornișoara, care au învins cu același scor 5-0 pe avântul Frasin și Sporting Păien Solca. În celelalte meciuri s-au înregistrat următoarele rezultate. Vânătorul Dornac Andrenilor, Unirea Grămești 0-0, Flacăra Prelipca, Foresta Moldovița 4-1, Victoria Vatra Moldoviței, avântul Todirești 2-2 și Academica Gălănești fece marginea 4-0. Meciul dintre Rarău Câmpul moldovenesc și bradul vama nu s-a disputat